Pompierii mehedințeni au intervenit astăzi pentru stingerea unui incendiu în satul Colibaș. Peste 160 de baloți de plante furajere au ars. Cauza probabilă a acestuia a fost jocul copiilor cu focul. În satul Colibaș, un depozit de furaj a ars. Pompierii mehedințeni s-au deplasat imediat la fața locului. Flăcările au fost stinse înainte ca pagubele materiale să fie majore sau ca cineva să fie rănit. Cauza probabilă a acestuia a fost jocul copiilor cu focul. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Tunu-Severin au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje în localitatea Colibaș. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la circa 160 de baloți de plante furajere. Pompierii au localizat imediat incendiu, cauza probabilă de izbucnire a acestuia fiind jocul copiilor cu foc. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate două echipaje de pompieri din Drobeta Turnu Severin cu două autospeciale cu apă și spumă.